Bună ziua și bine ați venit la o nouă emisiune De ce anima, emisiunea dedicată lumii animalelor, această minunată lume a animalelor cu care încercăm să conviețuim, de care ne bucurăm și veți vedea în emisiunea de astăzi care ne apără și ne fac viața să fie mai în siguranță, să fim noi mai liniștiți. De ce spun asta? Pentru că știți deja în emisiunea noastră avem o tradiție de a promova și de a discuta cu cei care alături de animalele de serviciu, vorbim de câini, de cai, ne ajută pe noi să trăim o viață mai liniștită. Și astăzi este o emisiune foarte specială pentru că dacă în general v-am obișnuit să vorbim mai mult despre câini, că ei sunt un pic mai prezenți, astăzi vom vorbi despre cai și nu orice fel de cai, ci acei cai minunați pe care îi vedeți la fel de evenimente, acei cai care ne apără pe noi, alături de, bineînțeles, călăreților. Și astăzi sunt foarte bucuros și onorat să o am pe alături de noi pe Laura Epuraș. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! Întotdeauna trebuie să mă uit să citesc pentru că vreau să fiu corect. Comandant de grupă în cadrul detașamentului de cavalerie a Jandarmeriei Municipiului București. Da. Am zis corect? Corect. Perfect. Da. Și mai corect ar fi din cadrul batalionului 6. Așa, iată. Deci, cum vă spuneam, asta este motivul pentru care întotdeauna mă bazez și pe invitații mei să mă ajute, mai ales când vorbim de aceste structuri. Ești în detașamentul, am văzut, de cavalerie din anul 2005, deci aproape 20 de ani de experiență, nu în zona ecvestră, ci doar în partea aceasta, pentru că practici cu mult înainte a început pasiunea asta. De unde, în primul rând, cum ți-a venit pasiunea pentru cai? Cred că, nu știu, de când eram mică, mi-au plăcut toate animalele. Mergeam la țară la bunici, noi nu aveam cal, dar aveau vecinii. Și mă duceam să-i vizitez pe toți, furând de acasă pâine, mere, morcovi. Așa. Și m-am îndrăgostit așa, iremediabil, și mi-am dorit dintotdeauna să călăresc. Însă părinții mei m-au dus mai târziu, la vârsta de 9 ani. Tatăl meu a avut încredere în mine, mama nu prea a fost de acord pentru că i-aș dorea să fac altceva, să dansez, să... Da, altceva. Preocupări de fată, da, preocupări sau de copil, de fată. Călăria nu tot e chiar... Tot timpul îmi spunea că nu este un sport de fete, dar eu am descoperit că erau și foarte multe fete. Mi se pare că vedem mai multe în ultimii ani, da, sunt mai multe fete decât băieți. Acesta. Nu știu dacă e o chestie... Pe vremea mea nu. Conexiunea între cal și... fete, mi se pare că e una foarte, nu știu, fetele întotdeauna am văzut că sunt mult mai atrase de partea aceasta de cai. Nu am neapărat explicații științifice, e o observație a mea. Nu știu, eu am colegi bărbați și sunt foarte atașați de caii lor, sunt foarte mândră că sunt colegă cu ei. Aș putea să spun că sunt a doua mea familie și lângă ei am descoperit ce înseamnă spiritul de echipă. Chiar dacă la început am fost primită cu reticență și... nu a fost ușor pentru mine. Cum a fost acum 20 de ani, când ai început? În primul rând, de ce ai început? Adică, ok, am înțeles pasiunea pentru animale, pentru cai. Am înțeles partea sportivă. Ok, hai să mergem pe partea de jandarmerie, că aici se schimbă lucrurile puțin. Cu uniforma asta, bleu jandarm, am luat contact în anul 1993, când unitatea de sport, grupa de sport, călare, echitația a clubului Dinamo a trecut la Jandarmeria Română. Noi nu mai eram sportivi la Dinamo, activam în cadrul detașamentului de cavalerie Felix Sopescu, detașament care există și acum, este echipa hipică a jandarmeriei, sportivii care participă la concursuri. Am făcut și o parte din echipa asta până în anul 2004, când am avut un accident. Nu are legătură cu cai, deci nu e din cauza cailor. În urma... nu, că se întâmplă, adică am văzut multe. Am luat multe căzături, n-aș putea să spun că n-am căzut, dar nu, ăsta nu are legătură cu cai. Și... iapa pe care o aveam eu în concurs, Dalila, a fost dată către acest detașament de cavalerie din Jandarmeria București. Am făcut tot posibilul să ajung să fiu înapoi cu ea și am dat examen și Dumnezeu mi-a ajutat și am luat. Deci, practic, un cal este cel care, adică nu un cal, ci Dalila. Dalila, este un cal. Da. Dalila este cea care te-a atras, te-a adus. O aveam pe Dalila de când aveam 18 ani. A fost... unul dintre primii mei mânși pe care i-am primit în grijă, cu care am intrat în competiții. Ea la un moment dat s-a accidentat și n-a mai putut să facă față performanței și a fost dată către plutonul de patrulă. Eu a trebuit să mai aștept un an până să fiu împreună cu ea din nou, dar n-am renunțat niciodată la ideea de a fi împreună cu ea și într-o zi visul mi s-a împlinit. Oricum aveam visul ăsta din copilărie să am un cal alb,
tot timpul îi spuneam tatălui meu că eu când o să fiu mare o să am un cal alb și cred că l-am de mai mult de 20 de ani, pentru că și Rita este tot albă. Da, da, bun, vorbiți despre Rita. Munca noastră este o muncă deosebită prin faptul că noi primim dragoste și la muncă și acasă. Acasă ne iubesc familiile noastre, soții, iubiții, frați, nepoți și la muncă ne iubesc aceste animale. E mult spus animale, partenerii noștri de misiune, adică nu știu, poate spun prea, e prea puțin doar un simplu animal. E partenerul meu de misiune și datorită lui mă întorc în siguranță acasă. Mi se pare minunat și fiecare dintre voi, mă refer acum în general, nu mă refer doar la jandarmerie, pentru că am avut aici și de la poliția canină, am avut din aproape toate structurile. Este un lucru, este această emoție pe care eu o simt în momentul în care, uite, și tu povestindu-mi, ne-am, a trebuit să aștept un an până când să ne reîntâlnim. Parcă e așa o poveste scrisă undeva într-un scenariu de film, dar nu, este realitatea. Da. Și conexiunea aceasta, adică exact ce spui, nu sunt animale, este partenerul. Alexandru Daniel, care este Maria, care este pe partea chinologică, îmi spunea câinele meu este scutul meu și eu sunt scutul lui. Adică aveți și chiar te emoționează să vă aud vorbind așa despre ei. Da, probabil că pentru cetățenii care ne văd pe noi pe stradă, pentru că vreau să fac o paranteză, pentru unii suntem foarte frumoși și ne admiră și pentru o parte dintre ei nu suntem atât de frumoși și nu ne admiră. Aș vrea să înțeleagă cei care se uită acum la noi că noi nu suntem pentru a-i încurca cu nimic, noi din contră suntem pentru siguranța lor în stradă. Chiar și atunci când ne văd prin parc, în patrulă, noi facem atunci misiune de menținere în colaborare cu forțele de poliție și patrulăm în parcuri sau noi puteți vedea în niște cartiere unde mașinile ajung cu greutate, gen zona periferică a Bucureștiului, zone cu infracționalitate ridicată, unde aceste patrule sunt foarte eficiente. Noi acum, pe perioada asta de căldură, aș vrea să înțeleagă că nu ieșim pe perioada asta de căldură, ieșim doar noaptea, spre orele serii, undeva către 12 noaptea, unde animalele se simt confortabil, nu mai există această căldură excesivă, nu le chinuie nimeni, poate așa să avem vreo misiune de reprezentare și să fim prezenți acolo o oră, să facem misiunea de reprezentare, să plecăm. Pentru că am auzit și din mulțime câteodată că noi chinuim aceste animale, nu sunt chinuite, sunt foarte bine îngrijite, după cum, nu știu dacă ați avea niște imagini să arătați, pielea lor strălucește. O să ruleze imediat imagini cu tine și cu jandarmii și îngrijesc caii într-un mod așa. Uite, de parcă ar fi copil. Uite, de exemplu, acum pe cine avem aici? Ea este Dalila. Ea este deci chiar cu Dalila am început. Ea este Dalila, motivul pentru care eu am venit la detașamentul de cavalerie. Ea este Rita. Și este Rita, deci ai rămas în pasiunea Rita pentru cai. Rita e cu mine albi. De când sunt în detașament, de mai mult de 19 ani. Eu m-am uitat un pic și pe pe Facebook-ul tău și mi-a rămas apropo de Alin are 16 ani și este cu mine de când s-a născut. Deci da. Și aici rulează, dar uite, vreau să citez ceva. Ai pus-o, e public, adică nu e ceva confidențial. Dalila, un cal micuț cu suflet mare, ești parte din viața mea, mereu te voi păstra în sufletul meu, în inima mea, pentru toată fericirea pe care mi-ai adus-o în viața asta. Mereu te voi iubi. Da. Mă scuzați. De câte ori, de câte ori vorbesc despre ea, pentru că este ființa care mie mi-a schimbat viața. Și de-a lungul timpului am avut ocazia, cât am fost sportivă, să lucrez cu niște oameni minunați care m-au învățat această meserie. Nu știu tot, încă mai învăț, pentru că de fiecare dată când primim un cal nou, învățăm. Tot timpul e ceva nou de învățat, tot timpul găsim alt temperament. Nu este niciun cal egal cu celălalt, nu îi poți compara. Unul are niște abilități, altul nu le are, altul poate face față oricărei misiuni, altul e puțin mai limitat. Dar cu Dalila eu am avut ocazia să lucrez cu, și nu știu dacă o să se uite, fosta mea antrenoare, Magda Isopescu,
căreia îi mulțumesc din suflet pentru tot ce m-a învățat și pentru că și-a pierdut foarte multe ore din viața ei să mă învețe pe mine și să-mi insufle, să-mi insufle această pasiune pentru cai. A investit în tine și cred că a fost o investiție foarte bună, dacă da. Mă uit așa cu un ochi neprofesionist în zona ecvestră. Aici eram la Euro, în centru vechi. Sunt fel de fel de misiuni în care te vedem. Și aici eram la Parada la Iași. Vreau să profit chiar de aceste imagini și să te întreb ce înseamnă Cavaleria Jandarmeriei Române. Ce faceți, practic? Ok, sunteți niște jandarmi pe cai. Da. Ok, asta este definiția cea mai simplă. Care este rolul vostru în viața noastră, a cetățenilor? Jandarmeria Călare, deci detașamentul de cavalerie, participă la toate misiunile la care participă jandarmeria în general. Noi suntem ultima forță de restabilire. Sunteți... Ultima forță de restabilire. Un jandarm călare este echivalentul a 20-30 de scutieri. Wow. Pentru că noi avem un antrenament mai special. Nu ne antrenăm doar noi, ne antrenăm și caii. Eu am colegi care au participat și la un concurs în afară, chiar luna trecută, între forțele de jandarmerie și poliție europene, tot ce înseamnă ordine publică călare și sunt mândră de ei, că aș putea să spun că am pus și eu acolo puțin efort pentru a participa acolo. Înseamnă misiuni de menținere, misiuni de asigurare și restabilire. Cele de restabilire sunt puțin mai deosebite și nu ne dorim să existe aceste misiuni de restabilire, evident, dar de-a lungul timpului au existat. După cum observați în imagini, caii noștri sunt antrenați să treacă chiar și prin foc, pentru că există situații în stradă în care se fac anumite baricade de foc sau se aruncă cu sticle incendiare și caii noștri nu trebuie să se sperie de nimic. Noi suntem în sprijinul colegilor pedeștri. Suntem acolo pentru a asigura... Da, mi-a plăcut ultima redută, ultima forță de intervenție. Asta mi se pare că rezumă totul. Practic nu vreau să vă văd. Vreau să vă văd doar la demonstrație. Da. Că dacă vă văd înseamnă că s-a ajuns mult prea departe. Sunt multe guri așa rele, da? Care spun ce faceți voi, de ce de asta te-am întrebat. Caii, da? De asta te-am întrebat, da. Eu le spun că nu și-ar dori vreodată să fim noi. Adică e mai bine să ne vadă doar așa, da, pur și simplu, să nu ne vadă la o intervenție, pentru că aș vrea să le transmit celor care au intenția de a se bate cu caii să nu o facă, pentru că suntem foarte bine antrenați. Nici cu câini, nici cu caii și nici cu jandarmii. Eu am un respect foarte mare pentru toate. Și nici cu jandarmii, pentru că în pofida unor gurele, cred că ai spus foarte corect, care spun că jandarmeria, poliția, există întotdeauna elemente care poate că se abat de la standard, da, și care sunt însă niște excepții de la comportamentul pe care voi îl aveți. Am foarte mulți prieteni în toate structurile, kinologice mai ales, și fără animale de serviciu, în cai încep și ușor, ușor, și mi se pare fantastic ceea ce faceți și cred că prezența voastră este una extrem de importantă. Că tot vorbeai de misiunile acestea pe care le faceți, care a fost cea mai grea misiune a ta? Cred că meciurile de fotbal sunt cele mai grele. În general, meciurile de fotbal. Da, și din cauza spiritului acela de huliganism, de strigăte, de... Nu aș putea să le spun huligani, pentru numesc ultras acum mai nou. Da, eu pot să le sau, spun. Sau, mă rog, se numesc ultras dintotdeauna. Unii dintre ei, într-adevăr, își iubesc echipa și vin doar pentru a-și vedea echipa. Și alții vin doar pentru a se bate cu jandarmeria sau cu ceilalți suporteri. Ce mi se pare, așa ca o paranteză, mi se pare foarte amuzant că cei care sunt așa în spiritul ăsta de să ne batem cu, întotdeauna sunt foarte ascunși, adică să nu fie văzuți. Să nu ți se vadă fața. Mi se pare așa o foarte lipsă de asumare. Vrei să fii asumat, te duci față în față, nu știu de ce te duci, în fine. Și uite, eu sunt Tudor, vreau să mă bat cu tine. N-am înțeles de ce aș face asta, dar în fine, ca idee. Da, meciurile de fotbal sunt cele mai dificile. Sunt cele mai dificile. Da, și după aceea sunt acțiunile de protest, dacă ar fi să facem așa o ierarhie. Da, o ierarhie. Și care este cea mai memorabilă misiune a ta? Frumoasă sau urâtă, cum vrei tu? Dificilă, mai bine, nu spus urâtă. Dificilă sau frumoasă sau cum vrei tu? Care este cea mai memorabilă? Cred că sunt două. Este
Prima ar fi meciul de fotbal din anul 2006 dintre Steaua și Dinamo. Cred că pot să spun Steaua, că atunci se numea Steaua. Să nu se supere cineva. Să nu se supere cineva pe mine. Atunci, unde a fost? Pe Ghencea? Pe Dinamo. Uh-huh. Eu chiar aveam, nu știu, cred că aveam un an și ceva de meseria asta. Uh-huh. Și mi s-a părut că există un moment în care aș putea să nu mai mă întorc acasă. Da, erau niște derbiuri. Eram cu Dalila și cu colegii mei mult mai experimentați, care nu mai sunt acum, s-au pensionat și le mulțumesc pentru tot ce m-au învățat. A fost un câmp de luptă de la Ștefan cel Mare până la Iancu de Hunedoara. Nu mai știa cine cu cine se bate, de ce se bat. Și în stadion a fost atunci un haos. Ți se pare că fenomenul acesta, fac o paranteză pe baza experienței tale, se pare că fenomenul acesta a rămas constant, a crescut nu. Sau a nu, scăzut? A scăzut. A scăzut. A scăzut și cred că a scăzut și din cauza faptului că marea majoritate înțelege și da. Se comportă și deja normal. Izolează da. Elementele acestea da. Da. Și nu, care vin nu pentru sport. Adică să zic că la nivelul Bucureștiului mai sunt foarte puțini. Uh-huh. Noi nu am mai avut incidente majore în ultima perioadă. Țin minte ce se întâmpla la aceste meciuri, că vorbim de Steaua Dinamo, că vorbim de Rapid Dinamo, Rapid Steaua, practic erau întâlniri, bine, țin minte că mergeam și eu la meciuri și erau întâlniri strict cu acest scop. Cum se întâmplă de altfel și în alte state, adică să nu credem că România e o excepție. Noi nu facem acum că doar în România există, fenomenul ăsta există la nivel mondial. Țările de jos, în Anglia, adică hooligans, practic vine din Anglia, să nu uităm. Deci, există la nivel mondial. Mă bucur că nu am importat mai mult din asta. Îmi vorbeai despre antrenamente și am văzut în poze chiar și câteva elemente de sărituri peste obstacole, în flăcări. Ce presupune antrenamentul unui cal din Cavaleria Jandarmeriei Române? Care sunt elementele mai ales de diferență față de antrenamentul, iată, de sport pe care le-ai face în mod normal? Succesul în antrenamentul unui cal de ordine publică este să petreci foarte mult timp cu el și să îl iei fără să mai fi fost încă lecat de altcineva. Noi îi luăm din herghelie în jurul vârstei de 3 ani. Fiecare jandar primește un cal în dresaj. Cum se face această selecție? Te duci și pur și simplu te uiți, uite, l-aș vrea pe ăla sau ăsta este pentru tine chip că tu vrei altfel? Fac clasările toamna și primăvara. Uh-huh. Și noi mergem la aceste clasări. Dacă găsim ceva să ne placă, îl luăm. Dacă nu, așteptăm următoarea clasare. Toți trebuie să fie de talie foarte mare. Evident, în ultima perioadă ne-am axat pe rasa Anonius din Herghelia Izvin, care este o rasă foarte impunătoare, toți sunt negri, mari, frumoși. Da, îi văd. Bine, îi vedem și din poze, dar nu ne dăm seama de... E foarte mare, calul meu cred că are peste 1,75 m la greabăn. E mult mai mare decât mine. Da. Și la început sunt un pic diferiți, dificili, încearcă să se impună în fața ta, dar după ce au fost dresați și au căpătat încredere în persoana care lucrează cu ei, devin niște pisoiași pentru noi. Am văzut și o poză cu tine cu pisoia, o pisică, apropo de iubirea ta pentru toate animalele. Le știm fiecare gest, ajuns să-i cunoști fiecare gest, să-ți dai seama dacă are o zi proastă, să-ți dai seama dacă astăzi are o problemă de sănătate. Asta mi se pare esențial în ce îmi spui, această legătură, pentru că poate unii dintre cei care nu cunosc importanța legăturii acesteia de care vorbești între tine și cal, între tine și câine, zic acum de animalele de serviciu cele mai des întâlnite, poate că unii se gândesc că e așa, ca un, nu știu, ca o mașină, te-ai dus, te-ai urcat, ai mers, ai parcat-o și s-a terminat. Exact cum și voi aveți zile în care vă simțiți mai bine, mai puțin bine, la fel au și ei. Și mi se pare esențial să poți să citești acest limbaj. Doar cunoscându-ți partenerul foarte bine, poți să-ți dai seama dacă are ceva sau nu. Dar nu există jandarm călare care să nu-și cunoască atât de bine calul încât să nu-l exploateze în ziua respectivă. Chiar s-au întâmplat cazuri. Astăzi calul meu nu e în formă, nu pot să execut misiunea și nimeni nu spune nimic. Mi se pare jandarmul normal. Este locuit sau renunțăm la cuplul respectiv în misiune. Pentru că nu ai cum să iei un animal care nu se simte bine. Mai există și situațiile în care această problemă de sănătate intervine pe parcursul misiunii și este retras din misiune. Și oprit, da. Acolo e rolul tău. Este dus la bază,
ceva s-a întâmplat. Noi avem și medic la toate misiunile mari, noi avem medic sau tehnician veterinar cu noi care poate observa imediat această problemă. Deci nu sunt chinuiți, nu sunt niciun fel, sunt foarte iubiți. Sunt foarte bine antrenați. Eu îi știu, adică îi văd, îi știu și partea de câini mai mult, partea de cai mai puțin, dar uite, hai să ne legăm, să plecăm de la ideea aceasta pe care ai repetat-o și simt că tot revine și știu de ce, pentru că și noi pățim același lucru, mă rog, pe sport canin. Aceleași comentarii le primesc și eu, aoleu, dar de ce câinele tău face asta? Că el n-ar vrea să fie dresat, că el de fapt... Păi încearcă să explice, adică cine nu lucrează cu câinele, cine nu se antrenează cu câinele lui, nu e ca și cum mai spune de unui părinte de ce își chinuie copilul ducându-l la sport. La școală sau... sau la școală sau la sport. Da. Adică copilul poate că stă mai bine acasă și cu picioarele în sus. Păi tata, după aia sedentarism, obezitate, atrofierea mușchilor, etc. La fel este și pentru un animal. Într-adevăr, ceea ce cumva mă bucur, că într-adevăr caii nu mai sunt folosiți așa cum i-au fost folosiți în istoria umanității și erau practic primele victime în ce însemna... Da, noi de exemplu ne păstrăm tradiția de a face parte din garda regală, participăm la toate misiunile. Pozele pe care le... astea sunt făcute de mine pentru că săptămâna trecută... Astea sunt de la Federația de Șah. Federația de Șah a adus torța șahului mondială în... La Arcul de Triunf a fost aprinsă și aici tu știi ce colegi sunt. Da, spunem da. Cine sunt în Ștefan imagine. Ștefan Cătălin, cel care ține steagul, și Raicu Petre, celălalt. Celălalt care ține torța și a fost o imagine superbă cum pe Bulevardul Aviatorilor au venit cei doi cai, colegii tăi, unul cu steagul, drapelul, celălalt cu flacăra și avem și niște un video cred în acel moment și în spate câteva zeci sau poate chiar sute de copii toți cu tricolorul. Se face pielea de găină când vezi chestii de genul ăsta. Și asta mi se pare superb. Toți copiii după aceea au venit să facă poze cu, mă rog, toți, mulți, să facă poze cu ei. Se întâmplă mereu la asta misiuni e, de da. Reprezentare. Toți copiii să-și dorească să facă poze cu noi. Eu îmi doresc. Se întâmplă chiar și, poza asta este de la Academia de Poliție. Da. Majoritatea studenților a făcut poze cu noi. Aici este de la Parada de 1 decembrie, în Brăila. Cred că sunteți poate momentul cel mai așteptat cu câinii și cu caii. Uite, de exemplu, la parada de anul trecut am un mare regret, cel puțin în București. Noi, n-am văzut câini. Voi ați fost în Iași. Cred că în țară au mai fost niște câini de serviciu. În București n-am văzut deloc și am un mare regret. Aici am întrebat. Eram la festivalul Vladislav din Brăila. Deci ne-am fost invitați an de an. Prin toată țara. Da. Detaș aici eram la Iași. Deci asta este ultima paradă a Ritei. Cu Rita ai niște, de asemenea m-am uitat aici pe Facebook-ul tău, ai niște texte, nu știu, dar transmit și de asta trebuie să citesc ca să înțeleagă cei care se uită la noi ce poate să însemne, că nu este un animal, este Rita și de-aia azi e despre tine, sufletul meu pereche. Rita mea frumoasă, pentru unii poate ești doar un cal, pentru mine ești 19 ani din viața mea, totul meu, ființa care mi-a dăruit dragoste necondiționată și care m-a adus în siguranță de la toate misiunile. Ți-am promis atunci când te-am luat că voi avea grijă de tine, mereu, sper că m-am ținut de promisiune și ți-am oferit iubirea și grija mea la mulți ani, scumpa mea prietenă, Rita. Da, da. Sper că am făcut asta. Timp de 19 ani și o să fac în continuare, pentru că ea a fost retrasă din parade, dar este în continuare lângă mine, nu a fost dată nicăieri, nu a fost omorâtă, nu aud și casată, poveștile da. De genul ăsta, nu. Există o lege unde scrie clar, noi putem să-i dăm cu titlu gratuit către asta cetățeni. Deci voi îi luați la 3 ani aproximativ. Da. Cam care este perioada pe care... Atâta timp cât ei sunt sănătoși. Okay. Cât medicul, pentru că se face un control medical și dacă medicul îi permite să mai facă misiuni, face misiuni în continuare. Pentru că e bine să avem în cadrul plutonului și cai foarte bine dresați, foarte cu experiență. Cu experiență, pentru că ceilalți tineri vor urma exemplu. Și între ei așa se formează, îl văd pe cel din față că intră în mulțime de exemplu, vor intra și ei. Dacă, tot timpul trebuie un exemplu, un cal bine dresat.
cu jandarmi. Și rolul de a avea echilibru între experiență, da, tinerețe, toate aceste elemente trebuie să, da, și să fie un cerc. Am avut așa, să spun, momentul meu de glorie în 2019 când am condus parada de la Arcul de Triumf. Cred că nu eram se compară acolo, cu eram, nimic. Eram acolo, da. Da, nu se compară cu nimic. Rita venea după o șchiopătură foarte urâtă, aproape 6 luni de zile de tratamente și de credință. Cred că m-am rugat la Dumnezeu atunci mai mult ca niciodată să o facă bine. Și mai toată lumea spunea că nu o să se mai facă bine, că e bătrână, că așa. Și eu am avut încredere și s-a făcut bine. Și le spuneam tuturor că eu o să trec cu ea pe sub Arcul de Triumf. Și am trecut. Și nu pot să zic că am avut lacrimi în ochi când am trecut pe sub Arcul de Triumf și am ridicat sabia și am salutat, pentru că știam că e un moment urmărit de o țară întreagă pe chiar toate este, posturile, da, de televiziune, și n-am fi vrut niciunul dintre noi să greșim, să fie nimic care să ne scoată așa în afara standardului obișnuit. Nu cred că puteți să greșiți. Nu știu, se mai întâmplă, pentru că sunt animale, pentru că sunt animale, unul se mai poate speria, altul poate să iasă din cadența respectivă, dar nu, a fost un moment perfect, ne-a ieșit bine, am primit felicitări de peste tot și atunci, nu știu, am zis așa, misiune îndeplinită și am spus că o iubesc și o să o iubesc tot timpul și o să am grijă de ea cât o să fie lângă mine. Ce se întâmplă după aceea? Hai să vorbim și despre după aceea, mă refer când nu își mai continuă activitatea. 19 ani, 20, 18, 21, da, 22. Da, ei sunt postați pe site-ul Ministerului, okay, de Interne. Îi scoatem la pensie. Cine vrea să îl ia cu titlul gratuit, donație, uh-huh, trebuie să facă dovada care, cum să-i asigure toate condițiile. Okay. Fără această dovadă, nu îl poate lua. Uh-huh. Eu am avut privilegiul de a o lua pe Dalila. Ce? Când s-a pensionat. Avea aproape 26 de ani. Înainte legea era foarte stupidă, nu pot să-i spun altfel. Știu cel puțin la câini, nu știu dacă același lucru se aplică și la cai, dar mă rog, erau văzuți ca niște mașini care trebuiau casate și scoase la licitație. Vorbim de anul 2016 și țin minte, am fost absolut revoltat când un câine de la IPJ, Inspectoratul Polițienesc de Județean, din Vrancea, da, de la Focșani, fusese scos la licitație de 2 ori, nu se prezentase nimeni, urma să fie scos și a 3-a oară și conductorul nu avea dreptul legal să îl ia. Și atunci m-am dus până acolo, nu mai știu cât am dat, 100 de lei, ceva de genul ăsta, și practic nici n-am luat câinele, adică am luat actul și l-am dat lui, că am făcut o poză cu ei acolo. Din fericire, legea s-a schimbat între timp și acum din sunt pensionați, nu mai sunt casați. Da. E, e o abordare radical diferită. Pentru adică că există cineva care și-a dat seama că totuși sunt niște ființe, da, nu sunt niște mașini sau obiecte de inventar. Deși cred că mai avem totuși mult, acum nu vreau, asta este opinia mea, nu vreau să te provoc în sensul ăsta, dar am întotdeauna imaginea cultului animalelor de serviciu, câinilor, cailor, pe care le vedem mai ales prin Statele Unite, cu monumente dedicate lor, cu inclusiv cămine pentru câini unde sunt eu acolo. Eu am avut un asemenea moment, un moment dedicat calului meu, Rita. La parada de anul trecut, unde noi am fost la Iași prezenți, așa, pentru, da, defilare, da. Rita a fost decorată în fața mulțimii. Cred că nu mă așteptam, a fost o surpriză pentru mine. Am primit o plachetă aniversară cu 20 de ani de activitate. Ea a primit o coroană de flori, ca și cum ar fi câștigat marele derby, și a fost foarte fericită. Nu știu dacă am putut să spun multe cuvinte, pentru că aveam nodul în gât de plâns. Toată lumea aplauda, toată lumea știa că pe mine mă cheamă Laura și pe ea o cheamă Rita. Și să defilezi singură în fața mulțimii și să primești placheta aia înseamnă ceva. Deci asta înseamnă că munca noastră este apreciată. Este. Vreau este și mai mult, dar mă bucur. Și mă bucur. Calul meu, da, la fel, apreciat. Avea o cocardă cu numele ei, pe care ce o am frumos și acum acasă. Și, nu știu, cred că a fost un moment pe care o să-l țin minte toată viața și un moment de maximă însemnătate în viața mea de jandarm călare. Și pentru ea, nu știu cât ți-a dat seama, dar știu eu pe și pentru ea. O știu, ai simțit. Da. În discuția noastră de până acum am simțit de mai multe ori, ai punctat câteva elemente care... Deși oamenii spun că, nu știu, îi chinuim, deși oamenii spun că suntem rău intenționați, deși eu vă spun ce auzim. E foarte bine, pentru că vreau să te întreb, că am impresia, cel puțin
și nu cred că e doar o impresie, circulă foarte multe mituri. Da? Da. Hai să discutăm un pic despre ce mituri despre cai și aș spune mai degrabă despre cavaleria jandarmeriei. Dacă vrei, putem să discutăm și despre cai în general, pentru că ai o vastă experiență. Care sunt cele mai importante mituri și hai să le demontăm? Păi, nu știu, de exemplu, noi mergem cu caii la misiune, da? Tot timpul, sau patrulăm în parc. Prima frază pe care o auzim când trecem pe lângă un cetățean, să nu-ți dea cu copita în cap. Vezi să nu-ți dea cu copita în cap. Spunându-le asta copiilor. Copiilor. Da. E ca la câine. Copilul să nu te care muște. Poate vede un cal live așa, pentru prima dată în viață. Corect. Va rămâne cu o frică tot timpul. Aolo, nu te apropia că te mușcă. Caii noștri nu mușcă, nu lovesc. Sunt, altfel nu i-am duce acolo, da? De-a lungul timpului am avut și noi în cadrul plutonului cai mai cu un comportament agresiv. Am încercat să-i selectăm, să nu mai luăm așa ceva, pentru că nu poți să faci față. Noi nu avem armăsar, de exemplu, care să înceapă să aibă vreun comportament altfel decât trebuie. Dar să nu uităm totuși că sunt animale și nu te poți băga efectiv în spatele lui, să nu ți se întâmple ceva, pentru că el se sperie, nu știe ce îi faci. De principiu la cal e bine să nu te duci în spatele lui. Da. De ce? Pentru că nu te vede în primul rând. Noi mergem cu ei la grădinițe, la școli. De ziua porților deschise chemăm copiii în unitate și se joacă cu ei și îi plimbăm cu anumiți cai care sunt mai bătrâni, mai docili. Deci n-au cum să le facă rău sau n-au cum de, să nu-și mai învețe copiii să o să-ți dea o copită. Nu pune mâna pe el că mușcă. Da. Sau nu pune mâna pe el că e murdar. Nu este niciodată murdar. Poate că mai are un pic de praf, pentru că e praf peste tot, da? Șterge praful acasă, ai deschis geamul și e praful la loc. Nu este murdar, este foarte bine îngrijit. Ei trăiesc în niște condiții foarte bune, adică nu au tot ce le trebuie. Bun, deci avem miturile legate de nu pune mâna că te luă mușcă, copită, murdărie. Ok, altceva. Cu ce mituri te mai, ce chestii te mai confrunți tu pe care să le clarificăm? Despre cai? Nu știu, de exemplu, auzim la misiuni, ăștia o să se urce pe ei și o să ne bată. Au venit cai să ne bată. Exclud, noi nu suntem ca să-i batem, da? Deci nu pentru aia l-am adică dus în momentul acolo. În care apare calul. Da, 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 exact. Asta adică este prima. Asta e semnalul că degenerează lucrurile. Da. Aha, ok. Noi suntem efectiv la meciuri de fotbal, da? Facem un baraj de blocare, de triere, de efectiv, suntem acolo la misiune, dar nu trebuie să ne batem. Dacă ar fi să facem o restabilire, da. Dar eu nu mi-amintesc, am aproape 20 de ani, nu mi-amintesc să fi bătut jandarmii călare, colegii mei, să fi bătut pe cineva. Practic, noi împingem mulțimea. Da. Nu mi-amintesc unul dintre jandarmi să bată pe cineva. Asta vreau să te întreb. Calul, așa, deci rolul lui este acela de a împinge. Da, împingi mulțimea. Deci el nu atacă efectiv. Nu. Adică mă gândesc chiar prin comparație cu câinele, de exemplu. Câinele, nu, dar în momentul nu, în care nu mi s-a atacă, întâmplat câinele niciodată poate să stea în fața noastră ca să fie nevoie să-i calci. Dar calul nu mi s-a în sine nu este folosit ca... Adică el nu... Nu știu, întreb. Da? El nu ar... Nu este dresat sau nu ar fi dresat, nu știu, să dărâme pe cineva și să lovească cu copita? Nu. Cum e la câine, de exemplu, care câine poate să muște. Da, aici, da, eu prin asta fac comparația între cele două. Deci calul este, practic este doar este de a împinge. Dresat să-l împingă. Este dresat și mai ales să nu se dea înapoi. Adică... Este dresat să treacă printr-o anumită barieră. Da? Eu știu, pun niște garduri, îi pun foc, fac nu exact, știu ce baricadă imagine, de foc. Noi trecem prin ea. Împingem o poartă care trebuie să fie deschisă. Da, dar nu am lovit niciodată oameni. Ok, foarte, foarte, foarte bune. Când mai există situații în care ei încearcă să pună mâna pe frâul calului, ceea ce este total interzis, nu ai cum să pui mâna pe frâul calului, calul, când este cu stăpânul lui, reacționează diferit, se ferește. Corect. Sau dă efectiv să te îndepărteze, dar nu mușcă. Da, da, da. Niciunul dintre caii noștri nu mușcă. Bine, asta mai văd mai ales la poze. Vin să pună mâna și da, am văzut și, și în România și în afară. Am în minte turiștii care se duc, de exemplu, că vorbeai de aminteai de Garda Regală la în Marea Britanie.
și se duc toți turiștii din toată lumea și vor ei să pună mâna pe cal și... A, și sunt ca aia care dau să muște, da. Nu dau să muște, îl împing. Bine, sunt alți polițiști care vin și păzesc caii și strigă și toate cele. Dar mi se pare fantastic cum oamenii nu reușesc să înțeleagă de vorbă bună. Nu, la noi chiar colegul meu care ține steagul în poza asta, Ștefan Cătălin, are așa în drăgălășenile lui cu iapa, cu iapa lui. Am văzut-o să pupe, hai să pupă. Să știi că am văzut la amândoi cai, deci am văzut la amândoi, nu m-am dus să fac poză, dar am văzut pe una dintre filmări care se și vede, venise la un moment dat un copil între ei. Da, și pune capul așa. Și amândoi și-au pus capul așa, se pare genial. Da. Și apărea, era superb, superb. Da, ei sunt atât de obișnuiți cu noi, pentru că noi le facem toată ziua poze, ne jucăm cu ei, hai să facem un selfie și chiar și calul meu, cel negru, când spune hai să facem o poză, se așează așa, parcă știu că o să-i facem poză. Da. Deci sunt foarte... Am folosit o parte dintre caii noștri și în anumite programe cu Asociația pentru Autism. În activități asistate de animale, care sunt niște... Plimbări. Bine, de fapt e terapia asistată de animale, care este... Da, bine, vin ei cu tot felul de terapeuți. Noi am pus caii respectiv la dispoziție, deci sunt niște cai foarte... Foarte cuminți. Care sunt cele mai mari provocări pe care le ai ca lucrând în detașamentul de cavalerie? Provocările în misiunile tale? În primul rând că sunt fată. Da? Este? Da. Ești la început, da, chiar mi-ai zis la început, exact. Asta vreau să revin un pic. La început a fost foarte greu pentru mine, pentru că erau numai băieți și... Nu m-au primit așa cu brațele deschise. Mai sunt și alte fete? Acum mai am o colegă. Am mai avut colegi de-a lungul timpului. O colegă. Se zvonește că ar mai fi încă una. Da, mai am o colegă, deci doar o colegă, pentru că au fost mai multe și din au plecat. Din câți? Că bănuiesc că nu sunteți 10. Nu, din 71 sunt din două 71? Fete. Din 71? Fetelor mergeți la... Da. O să... Cât are detașamentul. Da, detașamentul așa, vostru. Sunt da. Două fete. Wow. Au mai fost fete, au plecat. Fiecare se duce unde pe drumul lui. Este o muncă foarte grea, nu poate fi făcută de oricine. Uh-huh. Și mai mergem și în școlile de subofițeri și avem cerere, vrem să venim la cai, la câini. Tot timpul le explicăm că există o muncă în spatele pozelor. Asta trebuie amintit întotdeauna, că ceea ce vedeți voi... Și vedem fiecare dintre noi, uite, inclusiv chestia asta, că calul tău să poată să meargă cu o mulțime, deci, în stânga și în dreapta. Deci ca un cal să ajungă așa, să stea ca o statuie și să nu se miște. Aici stă, sau mă rog, aici merge. Nu, aici sunt poze, okay. Deci să stea în stradă sau, nu știu, sunt misiuni, de exemplu, festivalurile, unde e foarte mare zgomot. Ca să ajungă să stea efectiv ca o statuie, sunt sute de ore de muncă. Asta vreau să zic, în spatele fiecărei poze pe care o vedem, sunt ore, zeci de ore. De exemplu, aici eram la Senatul Copiilor, misiunea de la Senat de Ziua Copiilor, unde motocicliștii cu care am făcut noi poză erau în globul acela. Și noi stăteam cu cai efectiv lângă globul ăla și niciunul dintre cai nu s-a uitat că era zgomot. Asta înseamnă, când reușești să faci asta, ești satisfăcut că l-ai dresat atât de bine. Da, am văzut o filmare, mă rog, poate mai puțin plăcută, în Marea Britanie se întâmpla, în Londra, unde erau doi polițiști călare, nu știu dacă, mă rog, structurile nu le știu, dar erau polițiști. Și un câine lăsat liber venea și tot s-o păia să sară să muște la unul dintre cai. Mi s-a părut genial gradul de control și cât de calm. Bineînțeles, nu stătea să fie mușcat calul, dar totuși nu și-a aruncat conductorul sau, mă rog, călărețul mai bine spus, nu și-a aruncat călărețul de pe șa și să plece și să nebunească. Deci mi se pare, că uite, și ei fac același fel de antrenament, pentru că și noi facem antrenament cu colegii noștri de la câini. Uh-huh. Aveți antrenamente împreună, toți câinii latră, mai noștri nici nu-i bagă în seamă, la început se uită, atunci când au vârsta de 3-4 ani, normal se uită, zgomot, latră. Și după aia e pe principiu ce vrea și după asta. Aceea nu mai li se pare nimic că latră un câine la ei. Da. Adică se întâmplă în parc să scape cât un câine să vină să latre în spatele lor. Asta mi se pare foarte periculos. Că vin... Credeți-mă că niciodată nu m-a alergat un câine de talie mare. Întotdeauna alergă un bișon sau un techine sau ce un cățel de talie mică. Toată lumea și eu când sunt cu butelie pe afară pe la plimbare, domne, câine mare, că nu câinii mici cu ei. Pentru că acei câini mari
talie, eu știu, mai periculoase. Nu trebuie să fie liber, bineînțeles. Da. Niciodată nu sunt liberi, da, decât în țarcul lor. Da. Și astea mici, așa, arătările astea mici. Și care văd așa un câine, că pentru ei e un câine foarte mare și vin să mai dau și... Da, chiar în parc, cred că i-am luat de la Shinkai, le-am dus până la sala polivalentă cu Sasha, era un bulldog francez care a alergat după noi până s-a plictisit. Mă miră că ăștia francezi nu prea rezistă mult. Da, deși noi ne-am mirat că a avut atâta rezistență. Că a avut atâta rezistență. Da, și râdeam, alerga stăpâna în spate, Sasha, deci nicio... Nimic, Sasha, la revedere. Sasha era după cai. Dar nu se muște, cred că mai mult să se joace, că voia și el nu s-a activitate. Dat... Poate că stăpâna nu-i oferise destul de multă activitate și zice, uite, cu ăștia măcar mă distrez. Mi-e teamă așa câteodată că ar putea avea un gest să lovească vreun cățel. Păi e suficient să pună câte kilograme are? 6-700 de... 6-700. Da. Pentru că sunt selectați chiar cei mai mari. Adică, da. Deci, 6-700 de kilograme. Da. Vorbeai mai devreme de momentele în care mergeți în academie și vorbiți cu viitoarele generații, să spunem așa. Ce sfaturi ai avea pentru cei care își doresc să intre în structurile jandarmeriei, poate chiar în la cavalerie, poate au o pasiune pentru cai și pentru această vocație, că trebuie să ai o vocație totuși să-ți pui integritatea ca ta și timpul tău. Ca să vii la cai și câini, da. Ca să vii la cai și câini, îți trebuie dragoste, în primul rând, față de animale, să nu-ți fie frică că te murdărești și să îți asumi. Poate să ți se întâmple totuși și ceva, da? Să te agațe cu gura câinele sau să te trântească calul atunci când înveți, pentru că acești copii vin din școlile de subofițeri și învață în cadrul detașamentului nostru să călărească. Mm-hmm. Există și nimeni nu poate să mă contrazică, toți cei care practică sportul ăsta, nu există călăreți care să nu care fi căzut cel puțin o dată de pe cale. E ca la, nu există sport canin de așa fără să fi fost ciupit sau să lucrezi cu câinii și există, să nu fi fost ciupit. Zic că multe sunt ciupituri, nu mușcături, deși toată lumea zice, aoleu, m-am mușcat câinile, unde? Uite, vezi, aici e o zgârietură, aici m-am mușcat, aia nu-i mușcătura. Satisfacția când înveți și controlezi 700 de kilograme și devii așa un tot tu cu el. Nu se compară cu nimic. E o senzație unică, într-adevăr, să mergi pe un... Și pentru cei care își doresc să fie jandarmi, la fel. Își doresc să fie jandarmi, în primul rând, să nu uite că vor fi militari și se vor supune regulamentelor militare. Nu mai poți să fii atât de liber cum ai fi în privat, să lucrezi la, nu știu, la o companie. Să fii jandarmi este să lucrezi, să fii în sprijinul cetățeanului 24/24, pentru că tu poți să fii într-un autobuz, de exemplu, în timpul liber și să observi ceva și spiritul de jandarm, și datoria, practic, te face să intervii. Sunt N cazuri în care jandarmii au intervenit în timpul liber sau pompierii sau polițiștii, adică nu știu. Și au salvat vieți, corect. Și asta înseamnă că într-adevăr au un suflet. E că e un drum în viață pe care ți-l alegi. Nu e chiar ca o meserie. Mă duc, lucrez la o firmă 6 luni, după aia mă duc la Trebuie să știi că nu ai un program, se poate schimba. Noi avem un program, dar se poate schimba în funcție de misiunile apărute. Evident. Nu poți spune tot timpul că tot trăim în epoca tehnologiei. Nu poți spune tot timpul unde ești și ce faci. Nu poți răspunde tot timpul la telefon. Adică există niște... Apropo, mi-ai ridicat mingea la fileu și voiam să te întreb acest lucru așa. Pentru că nu știu dacă e mit sau... Uite, chiar vreau să discutăm un pic de subiectul acesta. Vorbeai de epoca tehnologiei, de epoca asta modernă în care stăm. Bun, că vorbim de telefoane, că vorbim de drone, că vorbim de ce am văzut în armata Chinei, un câine bionic, care mergea pe lângă soldat, el era cu o telecomandă și câinele era acolo, mi se pare chiar că avea o armă pe el. Și multe alte lucruri pe care le vedem. Mai sunt cai utili în forțele de ordine publică în România anului sau în lumea asta anului 2024? Da. Și dacă da, de ce? Indiferent cât va avansa tehnologia și indiferent, nu știu, că apare drona, că apare câinele bionic, nu se calul poate... bionic, nu știu. Nu te mai urci pe Rita, te urci pe un cal care... Vreau să nu apuc ziua asta. Care nu mai... Păi nu, uite, dacă vrei fac pe avocatul diavolului, da? Și zic, uite, te urci pe un cal care nu mai riscă să fie rănit. Că vine, îl meșteșugărește și nu mai stă să-și căpete cum a șchiopătat Rita. Vine un cal care
nu mai riscă să fie rănit de vreun nebun care aruncă nu știu cu ce. Nu-l mai pensionezi sau că trăiește cât îl țin. Adică, eu zic că dacă nu erau importanți în lume, da? Noi suntem o țară mai mică, da? Poate noi ne aliniam tot așa cerințelor din afară, da? Dar peste tot există structura de cavalerie și este o structură de elită, de tradiție. Și niciodată nu o să fie desființată. Pentru că reprezintă, nu știu, istorie, dragoste, atașament. N-ai cum să desfințezi așa ceva și nu ai cum. Este atât de frumoasă arma asta încât trebuie să existe. La fel cum, nu știu, ai spune că de mâine nu mai există aviația. Da? Că, nu știu ce, apar avioanele fără piloți. Nu poți să desfințezi ceva care are o tradiție. La nivel european, de exemplu, pentru că am avut ocazia de a merge în misiune internațională la carabinieri, da? 400 și ceva de cai într-un regiment. Toți erau dedicați. Dimineața își beau cafeaua lângă cal, da? Scoteau calul, îl curățau și aveau paharul de cafea. Ce frumos. Nu există cum să desfințeze așa ceva. Garda Drapel călare, într-adevăr, acolo, de exemplu, dacă eu aș fi fost în Italia, n-aș fi putut să mă duc niciodată pentru că au numai bărbați. Așa este structura. Așa este structura. Dar aveau și fete în cadrul carabinierilor călare. Deci cum să desfințezi? Și la noi în România, tendința din ultimii ani este de a se dezvolta această armă. Da? Da. Noi am achiziționat cai, au fost înlocuiți cei bătrâni, au fost scoși la pensie o grămadă dintre ei, aduși în lucru. Și chiar și acum avem 4 sau 5 cai în lucru, care urmează să fie scoși într-un an, maxim un an jumate, depinde de fiecare ce abilități are. Deci tendința este de a se dezvolta. Chiar și mașinile de transport sunt unele dintre cele mai moderne, cele pe care recunosc le vedeți pe stradă. Recunosc că le-am văzut. Deci când văd mașinile, bine, e și greu să le ratez, că sunt niște camioane lungi. Da, deci mașinile de doi cai cu care noi ne deplasăm foarte repede în București. Când mergem, de exemplu, în patrulare într-un parc și plecăm cu doar cu o patrulă, avem mașina de doi cai, care este una dintre cele mai moderne existente pe piață. Și nu putem să spunem că în lumea privată nu prea există, da, în lumea cailor, da, sunt mașini de transport mai vechi. În București e foarte greu să găsești, de exemplu, mă rog, eu spun acum pe partea de, fără să dezvoltăm subiectul, cum tratează românii cai așa în mediul privat, dar la salvările cailor care erau în cazuri de maltratare, de foarte multe ori am dat din coate că nu găseam remorcă. Și am apelat pe o asociație pe unde puteam, adică nu prea există infrastructură foarte, deci mă bucur să aflu da, asta. Noi avem și, nu știu, să zicem că suntem foarte bine dotați. Aura, poate și pentru asta o să-mi iau puțin hate, așa că lumea o să spună ce vă trebuie atâtea mașini, ce vă trebuie. Eu cred că nicio dotare nu este prea... De exemplu, s-ar întâmpla ceva la nivelul Bucureștiului și o zonă ar trebui securizată și noi ar trebui să intrăm acolo cu cai, noi putem să ne deplasăm în maxim o oră să fim acolo din momentul în care ne dă pe telefon veniți la bază, până ajungem acolo să dureze o oră. Cu puscalul, cu tot, cu echipamente, cu deplasat, cu trafic, cu tot. Și să faci misiunea respectivă. S-a întâmplat, de asta spun, s-a întâmplat și a fost realizat foarte repede dispozitiv. Tocmai datorită acestor mașini care există. E bine că transmiți asta ca să ajungă acest mesaj la toți cei care s-ar putea în o secundă să se gândească să facă niște lucruri nefăcute, că nu au maxim o oră să își strângă lucrurile să plece. Eu mă refer la structura călare, da? Da. Pedestrii au fost acolo înaintea noastră. Aia sunt convins. Păi deci nu, eu mă refer la tot ce înseamnă structura călare. La ce înseamnă călare, care înseamnă o logistică. Care înseamnă un efort în plus, în da? Plus. Noi trebuie să-i curățăm, să-i harnașăm și după aceea să-i îmbarcăm. Că la structura călare. A fost o discuție foarte, foarte frumoasă și îți mulțumesc frumos pentru, toate insight-urile acestea pe care ni le-ai dat și emoția pe care ai partajat-o și care s-a simțit în fiecare moment în care ai vorbit de Dalila, de Rita, de toți caii tăi și de alții și în general de acest lucru. O singură întrebare vreau să-ți mai pun. Ce mesaj, ce sfat le-ai da, un sfat celor care au animale de companie? Că sunt foarte multe persoane care se uită la noi, poate au un cal, poate au un câine, poate au un dihor, un hamster. Ce sfaturi ai avea pentru un sfat al Laurei cu toată experiența ta
de atâta timp și acum poți să dai jos, metaforic vorbim, bineînțeles, gradele, tresele și... Eu am foarte mulți prieteni în lumea cailor, foarte mulți prieteni care au cai și îi văd cum îi tratează și iubesc. Nu am prieteni, persoane care tratează rău calul. Am renunțat să mai fiu și măcar cunoștință, da? Pentru că am văzut și eu lucruri de genul ăsta. Am prieteni care au câini, care au pisici și eu personal am avut pisică 18 ani jumate. Mm. Am simțit că ceva din mine a murit când a murit ea. Le-aș transmite să aibă grijă în continuare de ei, să iubească, la fel cum sunt ei iubiți de către aceste animale. Și ca să revin așa la caii noștri ai jandarmeriei, aș avea o rugăminte către cetățenii care ne văd să știe că noi suntem acolo pentru siguranța lor. Și să nu mai fie așa împotriva noastră când văd cai, că miros urât sau că mă înțelegeți, da? Că unii dintre ei spun că sunt niște animale și că miros urât. Nu, miros urât. Când simți că miroase a cal sau a câine, da, înseamnă că ești într-un loc bun. Înseamnă că ești într-un loc bun. Și dacă unul dintre caii noștri, atunci când trece, își lasă capul ușor la o misiune pe el, să nu-l agreseze imediat așa, pentru că vrea doar să-l miroasă. Mie mi s-a întâmplat, fac așa o paranteză, la meciurile de fotbal ale unei echipe, nu vreau să dau numele echipei, există câțiva copii care vin cu morcovi în buzunar și ne caută și ne aduc morcovi. Ce drăguț! Și asta înseamnă că rolul nostru acolo este bineînțeles. Sigur, de fiecare dată când vă văd pe tine și pe colegii tăi, pe care îi admir foarte mult, mă opresc și eu și după ce cer voie, bineînțeles, mă apropii și eu de ei pentru că nu pot să rezist. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți și crede-mă, cred că sunt mult mai multe persoane, o largă majoritate de persoane care apreciază și respectă ceea ce faceți. Sunt convinsă. Față de câteva elemente, chiar dacă poate par mai mult sau sunt mai vocale și mai vizibile. Dar știți cum e, nu poate să ne iubească toată lumea. Nu poate să vă iubească toată lumea, nici pe mine nu mă iubește toată lumea, dar pe voi cred că vă iubește și vă respectă și vă apreciază și vă mulțumește mult, o largă majoritate dintre noi toți, începând cu mine și cu ceilalți. Vă mulțumim! Laura, îți mulțumesc mult pentru această emisiune. Mulțumesc și voi că v-ați uitat la emisiunea noastră. A fost o discuție foarte frumoasă, armonioasă și emoționantă despre ce înseamnă cavaleria jandarmeriei, aceste cupluri minunate om-cal care sunt acolo pentru a ne asigura nouă liniștea și siguranța. Și cum spunea și Laura, când îi vedeți, nu trebuie neapărat să le mulțumiți, dar apropiați-vă. Ce se va întâmpla? Un cal o să vă pupe. Și asta e întotdeauna un semn bun. Până la următoarea noastră emisiune, bucurați-vă de animăluțele voastre de companie și nu uitați de ce anima. Aici, Radio DGNews.ro. Un radio care se citește. Radio DGNews.ro.